ca generație de, de orășeni. Și atunci, tot ceea ce ținea de biserică, cum eram eu atunci, și zicem, eram în zona artelor, eram în liceu de arte plastice și eram orientat mai mult, adică cumva să fii timișorean la pătrat, la puterea a doua. Adică și printre timișoreni, cei care erau artiști, erau cei mai emancipați sau mai, zicem, extravaganti. Deci eram cumva la la polul opus al tradiției, în cea mai extremă modernitate, cum era în, în România atunci. Timișoara era și cel mai vestic oraș. Dar cumva partea slabă a modernității mi s-a părut a fi tot timpul o lipsă de consistență. Adică toată această modernitate nu are, nu are suport, nu are viață. Adică este la un moment dat sterilă toată această modernitate. Nu are, nu are această consistență pe care o are tradiția. Deci am ajuns în biserică și înspre tradiție căutând sens și căutând conținut. Așa cum vă spuneam, tot ceea ce trăiam eu acolo, simțeam doar că mă degradează din punct de vedere spiritual și ca artist, orice artist are totuși o anumită intuiție și avem această intuiție a stării spirituale și a degradării spirituale. Și cum vă ziceam, doar în biserică am găsit suportul necesar și nu doar în biserică, ci și tot ceea ce înseamnă tradiție. Acolo am găsit valori care sunt fundamentale. Cum a spus și Părintele, orice om are sădită în el amintirea Paradisului. Omul a fost izgonit din Paradis și în cel mai adânc loc al ființei umane este acea memorie și acea căutare a Paradisului. Și atunci, de fapt, și în căutarea plăcerii, de fapt, omul e împins tot de căutarea acelei stări paradisiace. Și el are impresia că starea de plăcere, el o vede ca fiind starea opusă suferinței, morții, el o identifică cu starea de plăcere și consideră că acolo este paradisul, cum se zice în slujbe de la mormântare, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Adică acea stare se caută, acea stare în care nu există nicio problemă, nicio întristare, niciun suspin, nicio durere. Și, de fapt, marea problemă a noastră și mai ales a tinerilor este cea de a înțelege noțiunea de rău și de suferință. Noi identificăm suferința cu problemele, cu întristările, cu încercările pe care le avem. Și cea încercăm să fugim, de fapt, de ceea ce considerăm ca fi un rău în viața noastră, ori, în mod real, cădem într-o capcană. Adică, diavolii sunt cei care ne urăsc pe noi și ei ne îmbie cu favoruri, cu plăceri. Și Dumnezeu, care ne iubește pe noi, ne pune la încercare. Deci am putea spune că sunt două atitudini opuse. Și de multe ori, vedem și noi în viața noastră. Vine unul și îți oferă o primă doză de substanță, îți oferă un favor, îți-l oferă gratuit. Și de altă parte, părinții te pun la treabă, te pun la să înveți, să îți vezi de treabă. Sau... începe, avem impresia că, uite, ăla este prieten adevărat care ne oferă niște plăceri gratuite și părinții ne sunt dușmani, pentru că ne împing într-o direcție în care noi considerăm că este exact ceea ce fugim noi. Este o steneală, este efort, și cumva și efortul este asimilat cu o suferință. Mi se pare că și în efort este o suferință și încercăm să fugim de efort. Deci, ceea ce cred că m-a dus pe mine la, la biserică și la mănăstire a fost faptul că nu am putut minți foarte bine. Deci, în final, a trebuit să fiu sincer și să recunosc care sunt lucrurile care sunt cu adevărat consistente și au valoare
și care sunt falsele valori.